Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Concurenții trebuie să învețe 14 fluierători, care se traduc prin diferite acțiuni. Adun 3 căni cu ceai. Adun 3 căni cu ceai. Ăsta e futură steagul, ăsta e cel mai ușor. Du-te-n... Descalță-te. No, pauză. 5 minute. Cât? Pauză, un minut, două. Stai un pic să ți se limpezească creierul. Calmea, respiră. Deci nu mai puteam, a luat capul. Respiră. Mă, iubire, trebuie să ți se limpezească creierul. Ia tu și ascultă, eu trebuie să stau un pic. Nu mai pot. Vreau liniște. Dar nu puteam pentru să... Pentru că se așează informația. Când am auzit că vrei pauză 5 minute, când noi aveam 30, ce însemna pauză 5 minute, să plecăm de la același timp cu Adriana, adică 5 minute înseamnă enorm. Păi care-i pâinea și care-i taie pâinea? Taie pâinea, e una singură. Păi spune pâine, taie pâinea. Tu mi-ai spus pâine și pe urmă păi taie da. Pâinea. Deci pâine. Pa, 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 pa. Ce fana mea e cu proba asta, frate, ania de probă, cu că am capul pătrat, nu mai pot. De unde adoram păsările, nu le mai suport. Am învățat foarte bine. Da. Vai, ce bine că mi l-ai luat, că intenționam să trișez, să mai ascult de 10.000 de ori același lucru fără să-mi pese. Eu astăzi am vrut să fiu foarte competitivă și m-am echipat corespunzător. Zena. Și sunt aici cu astea de la Amazonele însuși. Hai că m-aș și murdări degeaba. Steag. Da, mai avem timp, patru. Și ne-am gândit pe final, cât mai aveam noi domnul, deci să le notăm pe foaie. Urechile altora percep sunetele și le pun pe note. Și atunci pe semne că bublele sau cuza și-au scris sol, do, re, sol, do. Și eu am zis, hei, descalță-te cumva înainte să intri în casă. Schelei de câine, un câine lovit. Suna ca și cum ai blocat mașina. Nici cu foaia mână nu suntem în stare, dă-te. Mamă, ce telefon, de, ce aplicație de muzică, de... Hei, lasă, mama, că nu atât telefonul e problema. Cred că noi suntem problema. Doamne, ferește! Dragilor, aveți diverse obiecte de recuzită în fața voastră. Am să vă explic jocul după ce îl chem pe judecător lângă mine. Înțelege căci cineva așa ceva? Nu am cum să vă judec eu pentru că eu nu știu să fluier. Vai. Noi aveam 3 pahare cu ceai, 4 pahare cu cafea, o pâine, nuci de pădure, sticlă cu apă, steag și 2 cutii cu lapte. Cutii cu lapte. Și 6 mere. Am mai avut și niște comenzi. Descalță-te, vino aici, fă cu mâna, dansează, vino încoace. Adun telefonul. De fiecare dată când judecătorul va fluiera, o va face de 3 ori. Ascultați cu atenție. În momentul în care eu spun start, faceți acțiunea pe care ați înțeles că ar trebui să o faceți după fluierat. Eu, sincer, m-am panicat când am văzut și pe Adriana și pe Lidii cu carnețel. Copiem. Da. Nu mai țineam minte nici mesajele. Dacă acțiunea presupune că trebuie să aduceți ceva, unul singur per echipă fuge la mine. Tu să nu fugi. Veți avea 20 de secunde la dispoziție ca să faceți acțiunea. Ok. Numai că, evident, primul care o face primește punctul. Aveam o strategie de aia. Duci ceva până aia. Apă. Până la mergem pe apă cu o dată. Este ca la pariuri. A, pui pe Victoria Stelei tot campionatul că de 10 ori câștigi. Cine are 6 puncte poate pleca în cursă. Ok. Mai stăm și am zis, ok, fă, hai să râdem, dă-i dracu, da, să-i pe ăștia să alege ca proști. Deși am reținut câteva, și eu, și tu. Uite de descrieri, că eu sunt foarte tăiat, știi eu. Am atenționat-o, este, deschideți creierul și urechea, pentru că o să fie bătălie mare. O să cronometrez cele 20 de secunde aici. Atenție, o să-i dau primul semnal. Sir, please. Ce era asta? Opa! 3, 2, 1, start! Nu știu ce e. Tu laptele și tu, tu laptele. Aveți 10? Hai să duc ceva, asta să duc. Nu, asta o mănânc eu, ia tu alea. Stop! Cele 20 de secunde s-au terminat. Nimeni nu are niciun punct. Ok. Trebuia să faceți cu mâna. Să facem.
înseamnă că nu suntem atât de fraieri. Dacă fiecare a venit cu ceva diferit. Se putea întâmpla orice. Din prostie și tot luăm un pumn. Stai mă să dea start. Unde mergeți? Bă. Stop, n-am zis start. Deci, hai aici. 3, 2, 1, start! Batoane! Ce? Să fii. Avem un singur punct luat de Lidi și Esti. Acțiunea era să-ți scoți încălțămintea. Am și uitat de asta că există. Zise că nu-s paharele, mă, fii alea cu batoane. Având în vedere că noi alergăm de foarte multă vreme, noi nu ne descălțăm în natură. Mi s-a părut o probă amuzantă. Funny, dar toți am luat-o în serios. Ah, știam că e asta. Da. Nu, pentru nimic în lume nu m-aș fi dus să împătesc ținuta, să vărs cafea pe mine și să rup picioarele acolo la masa jurului. Nici pomeneală. Da, 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 patronul mi-a spus că, bă, asta e apa sigură. Start! Hai. Dacă nu e asta, nu cred că e așa. A, bă, da-mi așa. Asta e. Prima la mine cu 4 pahare de cafea. Uite, Lidia! Bravo. Deci Lidia și Esti mai câștigă un punct. Buble 2-0 toată lumea. Ai de cap nostru. M-am uitat în stânga-dreapta, alții aveau gen bubilicele, carnetul cu toate alea notate, nu știu ce au pus. Buble, zici că aveau istoria fluieratului acolo, aveau pe 40 de pagini. Pe semne că au pus pe note. Dar voi ce ați făcut acolo, wave-uri? Nu știu ce am făcut, am... Ceva bine ați făcut, că aveți puncte, asta e clar. Urechea. Stai. Start! Pâine! Asta! Pâine! Iar asta, mă, nu mă pot da pâinea, mă! A, băi, du apa! Am zis geaca! Nu e asta? Da! Care geacă? Zic cuvinte, cu consoane! Mă, n-am înțeles nimic! Zic... Trebuie să tai pâinea, asta făceam eu acolo! Comanda este, taie pâinea! Iau și uita că avem pâine acolo! Cred că era aia cu haia aici! Să vezi că era geacă! Toată lumea avea ideile confuze, pentru că tot le aduceau altceva. Lidia și Esti au fost iar primele. Să moară, mă, au trei puncte. Asta cu pâinea nici n-am învățat-o. Asta a fluierat domnul. Taie pâinea. E bună. Au ureche muzicală, au și-au notat. Smart. Bă, noi ducem apa până trebuie. Ce lider. Ce să faci? Zici că suntem autici cu apa aia în continuu. Ce vorbești, bă, băiatule? Păi nu știu dacă nu... Du-te, 3, 2, 1, start! Du-te, Emi! Bravo, Emi! Vine, Emi! Atât de tare am intrat astăzi cu toți în acest joc, încât, Doamne, mă aveam puțin și ne urcam pe mese. Competiție, tată, competitivă. Bravo, Emi! Foarte bine, Emi! Scuze, Irina! Stai, Emi! Hai, măi, terminați cu prostiile! Toată lumea vrea să meargă în Georgia și scopul scuze mijloacele. Foarte hotărâtă să punem mâna pe imunitate. Fău! E un show TV! Take it easy, zic! Dragii mei, niciun punct. Nu spun asta. Era de dus apa, nu? Trebuia să aduceți 6 mere. Oh. Atenție! Hai, de dă-ne și mă din alea pe care le știm și noi. O să stăm aici ceva. Mașină. Așa se așeză. Da. Start! Asta se duce. Emi și Cuza au luat punctul! Doamne, Emile! Ce-a fost? Așează-te! Bine, bă! Ți-am zis! Da, degeaba au fost mai rapizi. Sunteți gata, da? Da, de la început. Pe asta o așteptam. Mai vrei pâine? Nu vreau să mă dau cu ruși, dar nu fluieră ăsta. Steagul. Da. Și start! Hai! Du-te! Trebuie să faci cu steagul. Cred că era steagul. Prima a fost Lizzy. Ți-a zis steagul. Au făcut mai multe perechi, dar prima Lizzy. Bine, campioana! Egalitate cu Emi și Cuza, 3 puncte Lidia Bublezi. Bă, nu suntem proștii clase. Mamă, cum le notași măsa, moara măsa? Cum, bă? Extraordinar de explicit ce scrisese noi acolo. Pe nu cuvintele mele. Înseamnă acolo. Nu? Nu e logic? Dar de ce nu e prost? Că ăsta le avea în față și nu știa ce să vreau să ai și tu o părere.
Păi nu știu ce scrie aici, nu înțeleg ce-s astea. Și am zis, bă, tată, cu bara aia, mă, ole, gitan îmbârligat și sprânceana aia pensată, ce dracu să înțeleg eu din foaia aia? Asta ar fi notele lor la Târgu Jiu. Acum, nu? Mai tai repede o felie de pâine până nu se termine. Sunteți atenți, da? Stai, stai, stai. Stau. S-a făcut fomică? L-a obosit proba asta. Și-a zis, omorâți-vă unul pe altul, că eu îmi iau micul dejun. Uite proștii cum alargă. Dar proștii cum alargă, dar și proștii de ei care mergeau cu nuci, cu alunec. Și iau alunele de acolo? Nu, că ce să faci cu ele? Eu nu știu de ce mi-a adus Lorelai alune. Pentru că sunt crude și nu le mâncam. Păi luați-le înapoi să le savurați. Eu mă uitam pe jumătate îngrozit. Ce a făcut? Ce cauți aici? Cine sunt ăștia? Ce e asta? Tampionatul de hidratin de la Slobozia. Ce am spus ei? Apă! Star! Du-te! Bravo, bravo! Credeam că e aia, vino la mine. Ce, era vino până la mine? Era hai aici! Ați înțeles corect, dar Nathan Ticu a fost primul care a atins masă. Da. Mam! Păi și noi dacă am venit cu apă, nu suntem mai de bun simț? Păi hai aici, nu înseamnă semn! Noi am făcut așa, hai aici! Vino la mine! Ah, ok. Era asta vino la mine, nu hai aici. Vino la mine, vino aici! Se pare că jocul va dura mai mult decât s-ar fi așteptat Irina, lăsându-se cu foarte multe runde. Echipele vor pleca în cursă odată ce adună 6 puncte. După ce am reușit să strângem noi 3 puncte, ușor, ușor am văzut că au început să avanseze și Nathan Ticu. Ne așteptam pentru că au avut 10 minute în plus. Băi, ești nebun! Hai că începe să ne revenim, chiar să devenim premianții! Mamă, ce bine, te bat de nervi, de dragoste! Patroane, fac hernie, e bună! Deci am dus apa aia de nu mai simțeam spatele și al dracu să fiu că ajungeam și primul tot timpul. Cu ce poți să pleci, Emi, decât cu apa? Start! Două, Emi, e a noastră, Emi! E a noastră! Așa se omoară făi pentru apă. E apa noastră! Franci și Patriția! Bravo! Franci, bravo! La noroc! Laptele, nu pot să cred. Cred că laptele l-am dus de 7 sau 8 ori, da, adică ca Emil cu în apă. Continuu, da, ca Emil cu apă, eu am fost cu laptele. Pasoane, fac hernie, nu mai pot. M-am adus de 5 ori apa. O mai ducem. Cu ce puteam să plece, Emi? 3, 2, 1, start! Emi, tu primul! E apa noastră! E apa noastră! Bă, în spatele meu! Irina spune că e apa, să scăpăm de ea, te rog. Păi și aia horan? Nu știu. Timpul a expirat. Era geaca. Cel care a dus obiectul potrivit și cel mai rapid, bineînțeles, este Emi. Ai tot plimbat sticla aia de apă până la urmă ai nimerit. Apă, tata. Am pupat sticla, am zis că am scăpat de ea. Și le luai prin excludere. Te gândeai la ce s-a zis deja o dată, două ori. Deci te gândeai că ce s-a zis doar o dată, urma să zică și a doua oară. Cam așa am făcut noi. Și oarecum așa s-a întâmplat. Start! Opolește-o, măi! Mere au mai fost, bă, nebunule. Au mai fost? Când mi-a zis Nathan Ticu că au mai fost mere... fost... Ce dracu jucăm, mă, și noi? Zic, bă, cred că jucăm al concurs. Un punct pentru Nathan Ticu. Cred că Lizzie s-a descurcat bine, pentru că ea, cred că e cea care îi spunea... Eu, din cele 5 puncte am ghicit 4, m-am gândit că știu mai mult decât tine, dovadă că și tu erai surprinsă de câte am ghicit, că nu le știam neapărat. Nu, nu mă subestima. Mai trebuie una să plecăm primii. Fiți atenți! Și aruncăm cu anumele astea. Aveai scuză, mă, dragă. Lorelai și Zaruc, nu mai într-o hăhăială. Toată lumea, mă, ce aveți, dragă? Păi vreau să aud în puii mei, vreau să plec de aici. Dacă vrei să rămâi la pădure, rămâi la pădure, ieși din joc și vină la final când se termină și pleacă ultimul. Ia. Trei când de ceai. 3, 2, 1 și... Trei când de ceai, trei când de ceai, Lizzie, lasă-l jos. Cam ea și... A? Nu știu. Nu este steagul, crede-mă, nu este steagul, crede-mă. Și am lăsat steagul jos, că am avut încredere în tine. De data asta, punctul e câștigat de Emi și Cuza. Nu! Nu poți să cred! De ce? De ce te-ai dus? Eu am ridicat prima. E adevărat că voi ați ridicat primii, dar în același timp Cosmin a venit cu cările. Da. De ce te-ai dus? Eu ți-am zis. Asta e și am întrebat că ce ai, ce ai. Bă, e, acum ce? Dacă eu am ridicat prima Lizzie, steagul... Lizzie, e totuși ziua mea, nu poți să te superi așa pe mine. Am uitat. Vai, ce ciudă mie! Ce
Bă, ne mai lipsește un punct să plecăm primii. Eram la egalitate cu Natanticii și acum se dădea bătălia mare care o să câștige următorul punct să poată pleca primul în cursă. Trei, doi, unu, start! Mă, eu le duc, că oricum nu cred că e bine. Mamă, tensiune acolo, 5-5, care pleacă primul. Unde e cu mâna? Două lungi, băga așa le-ai așezat. Dragii mei, Natanticu și Cuza sincron, așa că fiecare câte un punct. Yes! La mulți ani! La mulți ani, Nati! Mersi mult de ziua mea! Dar Natanticu are 6 puncte. Bam! Punct! Cine? Acum e ziua astăzi? Și bam! Cine pleacă primul? Cât geam! Și m-am ofticat. Primul impact ăsta a fost să mă așez. Și nu știu de ce am făcut cu mâna. De ce ai zis că e așa? Ai tu zis că ești sigură. Nu mai întreba, Lidi. Ori câștigat. Lidi. Ori câștigat. Dar de ce te enervezi tot timpul așa? Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom.